Dar nu cred că mai ninge nicăieri. Eu n-am mai zis mai ningă pe undeva. Cred că numai acide asupra noastră ninge. Ce te-ai sculat așa dimineața? Ce ai făcut? M-am sculat, bre, că n-am putut să mai dorm. M-am zvârcolit toată noaptea. Păi de ce? Am și eu problemele mele. Ce probleme ai, mă? Că vorba aia de mâncat, ai ce să mănânci, te dormit, ai unde să dormi, ce-ți mai trebuie? Dar tu de ce te-ai sculat așa de vreme? Da, m-am sculat că am grijă că trebuie să sune Hans din Germania să vedem vin ori nu vin de Paști. Nu să te sune, bre, că noi n-avem telefon. Păi n-avem, dar n-am vorbit cu vecina asta de alături, cu Lorica, să ne sune la ea? Aoleo, ți-ai găsit în cine să spui bază. Asta nu știe de capul ei. Bună ziua! Ce e, mă, Lorico? Ce să fie, că mai văd capul de treabă, că Iotes face 12 și n-am dat la găini, n-am luat rufele de pe sârmă, n-am scos varza aia de-n butoi, că mășile mi-au rămas necălcate, să dea boala în ele, dacă le mai dau de cap, domnule. Și aici ce-i venit, mă? De ce-i venit la noi? N-auzi, bre, că am văzut la magazin să iau un ardei gras pakistanez, că dă gust la orez. Auzi, bre, 15.000 de lei un ardei gras, am rămas ții de fată. Nu, bă, dar te-am întrebat, ai ceva să ne spui în legătură cu ce am vorbit noi? Am. Aveam. Am. Dar nu mai știu, că am uitat, acasă știam. Auzi, mă rog, aduce, du-te acasă și când îți auzi și aminte, vii și ne spui. Aha. Bine, bă, hai că am plecat. A sunat Hans? Eu te gădeam am venit. Să te întreb, dacă sună Hans, ce să-i spun, bre? Nu-i zici nimic, lasă, tu asculti ce zice el și pormă vii și ne zici ce ți-a zis. Păi așa, bre, așa, de ce nu zici așa? Hai că am plecat. Eu ți-am spus că e vai de capul. Multă răbdare îți mai trebuie cu deale de-astea. Da, ce să fac? Asta e, am fată măritată în Germania, eu te acum stau și aștept telefon. Ce să fac? Ce faci, mă? Ce e la mă mâna ta, mă? Un obuz, bre, nu vezi? De unde ai tu obuz? În fundul curții, l-am găsit unde am găsit și grenada aia când a săpat după urme, nu ți-am zis? Și ce faci cu ea, mă? Și duc la școală. Iar ai educație de aia civică? Nu, am educație fizică. Vrem să ne facem echipă de rugby și nu avem minge și a zis domn profesor să aducem care ce are pe acasă și m-am gândit să duc ăsta, că seamănă. Mă, fiți mă atenți, mă, să nu explodeze, mă, băiatule, mă! Nu explodează, bre, că-i vechi, nu vezi cum arată. Doamne ferește, mă, ce școală mai fi și asta, mă, auzi, să le ceară obuze la lecții. N-am, dar nici ăsta n-are minte, n-are minte deloc. Cum n-a avut nici sor, s-a dus, s-a măritat în Germania. Eu i-am spus, bă, ia-l-mă pe Nelu, mă. Era acela doi pași, venea și spunea, mă, vin de pași, tată, nu vin mă, de pași. Ce tot îi dai zor cu Nelu ăsta, cu cuvânt? Mai termin o dată, domnul. Nelu. Ce, mă, dar ce n-am voie și eu să vorbesc cu gândurile mele? Lasă-mă, bre, că sunt supărat. Păi de ce? Trebuie să mă duc până la școală. Ce să faci la școală? M-a rugat Titi să mă duc până la școală, să mă uit la centrala aia de căldură. Păi ce, te pricepi la centrale? Nu mă pricep, dacă m-a rugat omul să mă uit. Păi da, mă, de ce să te duci dacă nu te pricep? N-am zis, bre, că i-am promis că mă duc. Ne-a zis mata să ne ține cuvântul întotdeauna. Păi da, mă, dar lasă să se ducă altul care se pricepe. Cum să se ducă altul, bre, dacă m-a rugat pe mine? Mă, barem te plătește? Cum să mă plătească, bre, dacă nu știu să o repar? Dar nu, lasă-mă, că mă, să mă gândesc în bucătărie, mă, că nu mă înțeleg cu tine deloc. Mă, frate, mă. Bună ziua la toată lumea! Care lume, măi, că nu sunt decât eu aici? Nu, gură, prete, nu mă lua pe mine așa că sunt în misiune. Vezi că trebuie să dai zăpada, e ultimul avertisment. Ce zăpadă? În fața casei, e ordonanță de guvern, să dați zăpada. O dau! Nu așa cu jumătate gură. N-auzi, mă, că o dau! Așa? Când vii să o iei? Ce zic? Zăpada! N-am zis că o dau? O dau, tău, o dau, ce să fac cu ea? Bre, nu mă lua pe mine așa că eu odată îmi schimb foaia. Ce crezi că dacă suntem vei, cine acum ne-l-o la per tu? Tău, mă, Cornel, hai că dau. O dau, dar unde s-o arunc, mă, că e multă? Treaba mă tale! O dau în drum. O dai în drum, dar nu lași acolo. Adică trebuie să curăț și zăpada după drum? Da. Hai, mă, Cornel, și unde s-o dau, mă, că îți dai seama că s-a unde s-o azvârliu? Treaba mă tale, bre, o împarte el altul. Unde împarte el altul? Vis-a-vi! Bine, mă, o dau vis-a-vi. Așa? Dar vezi că vis-a-vi stai tu. Așa e bine. Păi? Păi și eu ce să fac? Păi, dar nu știu, mă, Cornel, las-o și tu acolo, pe totoar. Ce să faci? Cum să o las, bre, acolo? Tocmai eu? Păi nu-ți dai seama, moartă ăștia de nu mă văd. Nu știu, mă, ce să spun. Eu știu, na, atunci... Eu știu și azvârleți-o peste gard, măi, la tine, în curte. Cine ce treabă are, mă, Cornel? Păi așa o să fac, păi așa. Aolo, dar stai că nu se poate. Nu se poate aici așa, ia. De ce? Ia fii atent aici. În cazul în care proprietatea se află amplasată pe un teren înclinat, pentru evitarea accidentelor, proprietarul este obligat să curețe zăpada din curte, în caz contrar, intrând sub incidența legii. Bă, adevărul e că tu stai cam în pantă. Așa e? Nu știu, nu, n-ai, mă, Cornele, mă, dă-o încolo, mă, chiar așa, lasă-o și tu acolo în curte, cine să te controleze și pe tine? Tu s-o las, bre, acolo, e ordonanță de guvern. Nici în casă nu poți să o faci, n-ai.
zăpă prin casă. Cum să bag zăpada în casă? Stau cu zăpada în casă? Nu știu, bă, ce să... Ia uite, bă, ce încurcătură am intrat. Auzi, bă, de-aia, de la cine ai luat? Păi n-ai venit tu la mine și mi-ai zis că să-mi dau zăpada? Că e ordonanță de guvern? Auzi, bă, ia, fii atent, îți spun ceva, dar rămâne între noi. Mm. Nici eu nu ți-am spus-o, nici bata n-ai auzit. Lasă zăpada pe locuit. Cornele, mă, nu, eu nu vreau să am de-a face cu legea, eu îmi dau zăpada. Nu dai nicio zăpadă, n-ai înțeles? Nu dai nicio zăpadă. Eu știu, mă, ce să spun. Pe răspunderea mea n-auzi? Bine. Bă, dar tu răspund. Acum ai și tu dreptate. Până la urmă, știi ceva? Ce ordonanță, ce guvern? Ei cu ale lor acolo la București, noi cu ale noastre, măi, Cornele. Păi nu? Păi, ce să trebuie să credem tot ce zic ei? Păi da. Dacă-s bogatul nu crede la alt sărac, săracul de ce să creadă la alt bogat? Corect, bre, așa e. Așa e? Păi da. Hai, la revedere. Hai, așa rămâne, bre. Lași zăpada pe locui. Nu dau zăpada. Așa. Măi, Cornel, și îți dau și eu un sfat așa. Măi, nu mai lua și tu legile astea așa, motamă, că eu te încerc să intri. Ce, mă, Norica, a sunat? Nu. Și de ce ai venit? Ca să zic că n-a sunat. Lasă-mă, că dacă vedeam că nu vii, știam noi că n-a sunat. Păi și eu acum ce fac? Du-te acasă. Așa e, bine, hai că am plecat. Gata școala, mă? Păi da. Bravo, mă. Foarte bine, aveți o ocupație. Ce faci, Radu, mi-o dormi? Nu dorm, mă, cum să dorm? Sunt supărat. De ce? M-a chemat la titi la voi la școală să vă repar centrala aia. Așa și? M-am tot gândit să mă duc, să nu mă duc, dar acum am hotărât, nu mă duc, frate. Păi ce să mă fac de râs acolo că nu știu să repar? Las că m-a chemat pe mine să repar. Dar ce, mă, tu știi să repar centrală? Nu știu, dar am tras un pușul altul din prima. Mi-a dat la titi 500 de mii. A sunat! Hans! A sunat! A sunat Hans? Da! Bravo, bă, te vezi, bă, neamțul tot neamț. A zis că sună, a sunat. Și ce a zis? Der nicht weiß, un weiß, dass nicht weiß. Și adică cum? Vine sau nu vine? Nu știu, nu știu, atât am reținut. Nu. Păi și pe tine când te văd, mă, uiți, mă, când te văd cu creasta aia, mă, ți-am zis, mă, te tunzi, mă, parcă ești un papagal, mă. De câte ori să zic? A fost bun ăla la ce-i lua obuzul ăla la școală? Da, foarte bun a fost. Ori ați jucat rugby cu el, cum ziceai? Da, mi-a dat domn profesor 10. O, ne ferește. Și unde l-ai pus acum? Unde l-ai lăsat? Pe ce n-am venit cu el? Nu. L-am uitat pe undeva. Păi, gândește-te unde l-a lăsat, mă, unde l-a uitat. Stai. Deci am fost la școală, după aia am fost la market să-mi iau ciungă, după aia la Căminul Cultural să-mi trebuie discotecă. Din ce parte s-a auzit? De acolo! La școală l-am uitat.